stai un pic. V-am adus, bine, 1 iunie. Așa, da, așa este. Copilului, așa cu este. La desene animate, la bucurie. Doamne, o să se bucure Jacqueline când o să mă vadă cu masca aceasta prin casă. Da. Da, asta zic. Bine ați venit la emisiunea Agenția VIP, doamnelor și domnilor. Da, sunt... cu noi vor urma multe subiecte interesante, da, multe emoții. Suntem după, sunt după un, o operație de schimbare de... Eu mi-am mărit buzele, dacă se poate observa. Mi se pare am normal. Devenit orățușcă. Iar eu am ceva la gură, că nu mai pot să o închid. Nu știu dacă observați, sunt puțin modificat, așa? și am un turban cu buline. Hai că suntem bine, colegul. Da, da, da. E o săptămână foarte interesantă. Hai să mergem la locul nostru, da? Mulțumim foarte mult, Geta, după cum vezi, cadou este binevenit. Multă minte, așa, da. Că da, avem nevoie exact. De așa ceva. Adică suntem în stare de diverse lucruri. Deci, Geta, lumea a ascultat cu sufletul la gură povestea ta, faptul că ai simțit anumite lucruri legate de familia ta, de ceea ce se întâmplă cu tine, de faptul că tu vezi pentru oamenii care vin la tine lucrurile care contează pentru ei. Înțeleg că putem merge mai departe în seara asta. Mergem mai departe, da. Bun, înțeleg că... apropo de reîncarnare, apropo de unde vine omul și unde vede, tu ai niște calități. Da, se poate vedea de unde vine omul. Eu mi-am scos niște idei legate de cifra de destin din numerologie. Așa. Subiectul este extraordinar de vast. Pentru că dacă ar fi să ne luăm doar după numerologie, după astrologie, este foarte puțin. Eu am studiat numerologie, am studiat astrologie, am studiat cabala, reiki și multe altele în dorința de a înțelege. Absolut. Pentru că era mine o forță extraordinară de a înțelege omul și de a-l iubi așa cum este, cu bune. Sigur. Și cu grele și cu rele. Și după ani și ani de dorință și de muncă în același timp, am descoperit că există și altceva dincolo de toate aceste informații mentale, ca să zic. Există această putere de a citi în câmpurile energetice. Eu nu spun nimica nou pentru unii dintre ascultătorii noștri, pentru că se știe de foarte mult timp că omul este mai mult decât trupul care se vede. Sigur că da. Este structura energetică, energia care se vede, se simte, se poate măsura pe diverse aparate și în același timp se poate simți. La numerologie, când afli cifra de destin, îți dai seama în mare ce ți se va întâmpla în viață acum, în mare, prin calitățile cu care tu te-ai născut. Absolut. Prin astrologie, înțelegi de ce ți s-au întâmplat niște lucruri, înțelegi de ce ai anumite probleme în familie, la serviciu. Uite și mie, în astrologie, îmi stătea divorțul. Am divorțat acum 30 de ani. Îmi stătea divorțul, deci de ce să fiu supărată că am divorțat? Îmi stăteau operațiile. Deci de ce să îmi plâng de milă că am atâtea operații? Deci erau implacabile, operații. Mai degrabă trebuia să trăiești cu ele. Prin ele. Da. Și după aceea am mers mai departe încă un pas. Când am început să simt, să văd aceste energii, și făcând fel și fel de experimente, pentru că timp de 20 ceva de ani am încercat să descoper de ce se întâmplă anumite lucruri, am ajuns la concluzia, una dintre ele, că de fapt înainte de a ne naște, așa, noi avem implementat în noi programul viitor. Doamnelor și domnilor, marele secret va fi dezvăluit după o scurtă pauză. Rămăsesem în punctul culminant, în momentul în care Geta Hyman, adunând informațiile din astrologie, din numerologie, căutând în virtutea talentului și a harului pe care îl are, a descoperit secretul, cheia de boltă, ca să zic așa. Și aceasta este? Aceasta este că noi avem pe chakra 8-a toate informațiile despre trecutul, prezentul și viitorul nostru. Ce înseamnă chakra 8-a? Se știe foarte bine că avem 7 chakre până aici, dar deasupra noastră, cam la 60 de centimetri, funcție de evoluția noastră spirituală, mai este încă o chakra. Și pe chakra aceea este foarte multă informație. Pe chakra aceea se poate citi din trecutul acelei persoane. Se poate vedea ce o așteaptă. Și am ajuns la o concluzie importantă, că noi avem mai multe variante de viitor. Funcție de starea noastră sufletească, funcție de felul în care trecem prin viață, ne ducem către un anume viitor. Dau exemplu.
cuiva îi este dat dinainte de a se naște ca la 40 de ani să aibă un accident de mașină. Așa. Ei, înainte de 40 de ani, dacă omul acela a conștientizat ce trebuia să conștientizeze prin acest accident, pentru că nimic rău nu ți se dă degeaba. Deci dacă el a conștientizat înainte, accidentul nu mai are loc. Mașina trece, o șterge de praf și s-a dus. Deci ar fi bine să trăim în bine și nu în păcat sau în greșeală, pentru că din acel moment Dumnezeu îți mai dă o șansă. Iorga zicea că oamenii fericiți sunt aceia care își găsesc liniștea sufletească. Și tot Iorga zicea că omul bun nu e cel care se naște neapărat bun. Este cel care putea face rău și n-a făcut-o. E adevărat. Bun. Foarte frumos spus. Exact. Bun, e în regulă. Deci, dăm un exemplu. Cum ai folosit această... Dau un exemplu chiar după emisiunea ta, că am început să povestesc la pauză. După prima emisiune la tine, m-a văzut o doamnă câteva secunde. Așa. În ziua următoare, soțul ei a sunat-o că i-a dispărut băiatul. Domnul respectiv era cu băiatul lor în Brașov, un băiat de 13 ani, și dintr-o dată băiatul a dispărut de lângă tată. Nu știa unde este, ce se întâmplă, l-a dat în urmărire generală după 4 ore de la dispariție și domnul acesta, neștiind ce să facă, m-a sunat pe mine și m-a rugat să-l ajut. I-am cerut poza cu băiatul și în poză se vedea. Băiatul este bine, sănătos, cu toate că poliția a tras multe semne de întrebare, zicând, domnule, copilul ți-a dispărut de atâtea ore, se întâmplă atât de multe cu copiii. Omul totuși a sperat și i-am zis să-l vei găsi sănătos în curând. În ziua, în noaptea următoare, îl sună poliția că l-a găsit. Extraordinar. Da. Bun, asta certifică cumva calitățile tale. De asemenea, iată, colegii mei au reținut și propun să discutăm și faptul că tu poți să vezi și în ce se va reîncarna omul după moarte? Omul după moarte se reîncarnează în om. În om. Foarte rar, sunt foarte rare cazurile când un om se poate reîncarna într-un animal. Sunt foarte multe situații când oamenii reîncarnați au în ei caracteristici de la cei din familia lor, de la mamă, de la tată, pentru că se poate întâmpla ca parte din structura sufletească, spirituală a mamei să dorească să trăiască în continuare prin copil și parte din ea să vină în acest copil. De multe ori se întâmplă, măi, parcă ești taică, nu vi s-a întâmplat să cunoașteți pe cineva? Pentru că vine ceva din mama aceea, vine ceva din tatăl acela. E fascinantă această intersectare de energii în familie. Noi de multe ori spunem, uite, cu tare are o problemă. Ce s-a întâmplat? Și mulți zic, bătrânii spun, problema vine de la bunici, de la străbunici. Am avut foarte multe cazuri de oameni cu probleme acum generate de bunici, de străbunici. Dar, de exemplu, puteți să vă uitați la mine să vedeți ce am fost eu într-o altă viață, în trecut? Adică dacă am fost animal sau tot om? Nu, ai fost o animatoare minunată. Animatoare? Animatoare minunată. Ce înseamnă animatoare? Animatoare, în cuvântul de acum, animatoare. Erai o grație, aveai o grație desăvârșită. Aveai, cântai, nu simți nevoia să cânt, să dansezi. Doar acum spre actorie m-am dus, de cântat, nu, toată lumea în baie, doar în baie, în baie. Singură. Dar de ce a cânta nu înseamnă neapărat a avea voce, înseamnă a-ți aduce o bucurie. Din păcate, într-adevăr, a cânta nu înseamnă a avea voce, se întâmplă des în România. Bun, pe mine unde mă vezi în trecut? Ca să înțeleagă lumea exact să-și exact vadă. Pe tine te văd în domeniul copiilor. Am lucrat? Nu te-ai gândit, deci ai lucrat cu copiii. Dar ai lucra în viitor? Aș lucra, deci da. Tu și Oana, amândoi aveți ceva special ce nu ați folosit până acum în această educație pentru copii. Interesant. Și ați face lucruri inedite, lucruri de care copiii se pot bucura, într-adevăr. Pentru că noi avem nevoie să schimbăm mult, mult în educație. E adevărat. Bun, zi-mi în trecut, cum ai zis la ea, că a fost animatorul. Eu ce am fost? Cristi, tu ai fost... o grădiniță. Hai să vedem, da. Tu ai fost un rege. Pa, 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 pa! Și regele. Ai fost un rege. Nu stai să vedem ce fel de rege, că poate a fost unul de la... Da. Și se leagă foarte mult cu cinciul din cifra ta de destin. Așa. Pentru că tu, odată... Deci ține cont că noi în spate nu avem o viață.
noi până suntem aici, între noi avem peste 200 de vieți. Sunt unii care pot să trăiască mii de vieți în spate. Adică se spune că nu este un spirit tânăr sau un spirit exact, bătrân. Exact, de aceea se spune, de aceea înseamnă că ai o experiență, o înțelepciune. Bun. Da. Deci am fost rege. Ai fost un rege care completezi cu ceea ce faci, da, ce făceai și atunci. Pentru că erai un rege deschis către anumite științe, către comunicare. Tu ești un om care ai venit pe felia comunicării de mult timp. Adevărat. Și tu comunici foarte bine. Sunt asta mulți oameni care vor să comunice, dar nu știu cum să o facă. Tu ai priză, tu ai carismă, tu ai har. Nu mai lau, dar atâta că ai părut să ai lumea, de ce să mă înjură? Nu te lau, Cristi, spun o realitate. Fiecare suntem făcuți într-un anume fel. Uite, de exemplu, într-o zi mi-a scris o doamnă că îi place ce fac, că îi plac emisiunile mele, că am și o emisiune unde spun povești, da, și în timp ce îi răspundeam să-i mulțumesc, am simțit înțepături în degete. Și am întrebat cine ești. Și entitatea aceea mi-a spus Ionuț. Ionuț. Și i-am scris doamnei cine este Ionuț. Și ea mi-a zis băiatul meu care s-a sinucis în urmă cu 6 săptămâni. Și m-a rugat să văd ce se întâmplă cu el. Drumul pe care a pornit acest băiat era unul special, pentru că el nu era o entitate pământeană ca noi. El venise de pe o altă planetă aici, pe pământ, să ajute. Avea 18 ani, o frumusețe de băiat, și nu înțelegea de ce există răutate în lume, care este rostul lui, pentru că cu toată forța sufletului său a încercat să ajute și n-a avut rezultate. Și a zis, eu plec într-o lume mai bună, și a plecat.